Microbiomul reprezintă o remarcabilă colecție de trilioane de microorganisme ce trăiesc în sistemul nostru digestiv, exercitând un profund impact asupra sănătății noastre. Acest complex ecosistem microbial influențează starea noastră de spirit, nivelul de energie, imunitatea, metabolismul, având un rol esențial în prevenirea bolilor. Salutări din Chicago, sunt Cipri Kaiser și vă urez bun venit la un nou videoclip pe canalul meu, locul unde veți putea descoperi o mulțime de lucruri care vă pot schimba viața în bine. Așadar, vă încurajez să vă abonați la acest canal pentru a fi la curent cu postări viitoare. Nu uitați să apăsați butonul like și să distribuiți acest video și altor persoane, astfel încât, prin aceste informații, acest video să ajungă la cât mai multe persoane care ar putea suferi în urma unui microbiom problematic. Este important de subliniat că microbiomul nostru poate fi îmbunătățit prin alegeri alimentare și un stil de viață sănătos. Microbiomul nu este doar divers, ci și dinamic, fiind prezent în diverse părți ale corpului, cum ar fi pielea, cavitatea bucală, vaginul și ochii, fiecare având propriul lui microbiom unic. Compoziția microbiomului include bacterii, viruși, fungi, arhee, acestea fiind niște microorganisme unicelulare. Toate acestea coexistă într-o simbioză complexă, având funcții și interacțiuni specifice. Este crucial de menționat că microbiomul intestinal nu este static, ci poate suferi modificări în timp ca răspuns la dieta noastră și la factorii de mediu și, de asemenea, la administrarea de medicamente și, evident, la propria noastră genetică. Un echilibru și o diversitate corespunzătoare în microbiomul intestinal pot fi determinante pentru sănătatea noastră generală. Un microbiom intestinal sănătos ne poate proteja împotriva unor afecțiuni grave, precum obezitate, diabet, alergii, astm, autism, depresie, dar și cancer. În contrast, un microbiom intestinal dezechilibrat poate conduce la inflamații, la sindromul intestinului permeabil, disbioză și la sindromul metabolic. Astfel, înțelegerea și menținerea sănătății microbiomului nostru devine esențială pentru sănătatea noastră generală și pentru prevenirea unor afecțiuni cronice. Microbiomul, această complexă comunitate de microorganisme, exercită o influență semnificativă asupra comportamentului uman și alegerilor noastre, comunicând cu creierul prin intermediul hormonilor și a neurotransmițătorilor și a nervilor. Cum este posibil ca aceste microorganisme să poată să aibă un asemenea impact asupra deciziilor noastre, dat fiind faptul că gândurile și alegerile noastre sunt determinate exclusiv de mintea noastră conștientă, nu? Cu toate acestea, un exemplu concret poate ilustra modul în care microbiomul poate influența comportamentul nostru. Microbiomul poate genera anumite pofte și dorințe prin intermediul hormonilor și a unor mecanisme complexe. Dezechilibrul microbiomului poate permite proliferarea așa-numitelor bacterii rele care intră în competiție cu bacteriile benefice din microbiomul nostru, acestea din urmă fiind esențială pentru sănătatea intestinală. Anumite bacterii pot genera pofte irezistibile de zahăr, determinându-ne să căutăm și să consumăm dulciuri în mod constant pe parcursul zilei. Această tendință necontrolată poate duce la perturbări semnificative în echilibrul microbiomului și la o proliferare excesivă a acestor bacterii dăunătoare. Această bătălie între diferite tipuri de bacterii din microbiom poate declanșa the snowball effect, efectul de bulgăre de zăpadă, care tot crește, în care dezechilibrul inițial se agravează și mai mult. Bacteriile dăunătoare pot fi asemănate cu virusii de computer care afectează buna lui funcționare. Aceste bacterii rele influențează subtil alegerile noastre și pot conduce la obiceiuri alimentare nesănătoase. Astfel, pentru a menține sănătatea fizică și mentală, este crucial să acorzi atenție echilibrului microbiomului tău și să adopți alegeri alimentare sănătoase și un stil de viață echilibrat pentru a preveni astfel de efecte negative asupra sănătății tale mentale și fizice. Este important să subliniem importanța moleculelor produse de microbiomul intestinal și impactul semnificativ al acestora asupra sănătății noastre. Una dintre acestea este serotonina, un neurotransmițător esențial, și aceasta reprezintă un exemplu elocvent al influenței microbiomului asupra stării noastre de sănătate mentală și emoțională. Aproximativ 90% din serotonină, neurotransmițătorul responsabil pentru reglarea stării de spirit, a somnului, a apetitului și a cogniției, este produsă în intestine de către microbiom. Rolul crucial al serotoninei se extinde și la reglarea funcțiilor digestive, la reducerea anxietății și a stresului și la controlul apetitului și a senzației de sățietate.
Un nivel adecvat de serotonină în creier este esențial pentru menținerea unei bune stări emoționale și pentru prevenirea tulburărilor în dispoziție, cum ar fi depresia și anxietatea. Astfel că medicamentele care se utilizează în tratarea depresiei și anxietății, cum ar fi inhibitorii de recaptare a serotoninei, acționează pentru a crește disponibilitatea acestei substanțe chimice în creier. De asemenea, acizii grași cu lanț scurt, AGLS, reprezintă altă categorie de molecule cheie produse de acest microbiom. Acești acizi grași sunt de tip metabolit, care furnizează energie celor noastre, moderează inflamația și protejează împotriva obezității și a diabetului. Acești acizi sunt rezultatul fermentării fibrelor alimentare în intestine și sunt compuși dintr-un număr redus de atomi de carbon în lanțul lor, ceea ce îi face să fie considerați acizi cu lanț scurt. Acești acizi grași sunt adesea găsiți în alimente precum legumele, fructele și produsele lactate fermentate și au un impact benefic asupra sănătății digestive. Prin urmare, înțelegerea și menținerea unui microbiom sănătos și echilibrat este crucială pentru asigurarea producerii adecvate a acestor molecule cheie, având un impact direct asupra sănătății noastre fizice și mentale. Acizii grași cu lanț scurt sunt compuși volatil esențial ce contribuie la menținerea sănătății mucoasei intestinale. Acești acizi hrănesc celulele intestinale și îmbunătățesc funcția barierei intestinale, având de asemenea efecte benefice asupra sănătății metabolice și contribuind la reglarea nivelului glicemiei. De asemenea, bacteriile din microbiom sunt responsabile pentru sinteza vitaminei B12 și pentru producerea vitaminei K, substanțe esențiale pentru funcționarea corectă a organismului. Microbiomul intestinal joacă un rol crucial în sistemul imunitar al organismului. Aproximativ 70-80% din celulele imunitare ale corpului se găsesc în intestin, într-o zonă cunoscută sub denumirea de GALT, care este un țesut limfoid asociat intestinului. Microbiomul ajută la menținerea sănătății acestei zone și la funcționarea optimă a sistemului imunitar prin mai multe mecanisme, iar stimularea răspunsului imunitar este unul dintre acestea. Prin acest proces esențial, microbiomul stimulează sistemul imunitar pentru a recunoaște și a lupta împotriva agenților patogeni, dezvoltând astfel un sistem imunitar sănătos și o capacitate crescută de a răspunde eficient la infecții. Un alt mecanism prin care microbiomul menține sănătatea este imunoreglarea, contribuind la menținerea unui echilibru în răspunsurile imune ale organismului. Această imunoreglare este crucială pentru prevenirea reacțiilor imune excesive care pot duce la boli autoimune, asigurând astfel sănătatea generală și protejând organismul împotriva bolilor. Așadar, cei care suferiți de boli autoimune, mare atenție la sănătatea intestinală și la diete. Acum haideți să vedem cum putem să menținem un microbiom intestinal sănătos. Consumul de alimente bogate în fibră, precum fructele, legumele, leguminoasele și cerealele integrale neprocesate, fără adaos de zahăr, s-au dovedit a fi benefice pentru microbiom sănătos. Consumul de alimente fermentate, cum ar fi iaurtul, kefirul, kimchi, varza acrămurată natural și miso, este benefic pentru microbiom. Trebuiesc evitate sau cel puțin limitate alimentele procesate, în special zahărul, alcoolul și antibioticele. Ce sunt antibioticele? Exact ceea ce sugerează și denumirea lor. Anti înseamnă împotrivă și bios înseamnă viață, adică împotriva vieții. Atunci când facem un tratament cu antibiotice, acestea decimează milioane de bacterii bune din microbiom, dintre care o parte le-a moștenit de la mamă încă din burtica ei, iar o altă parte le-am acumulat în zeci de ani din diferite alimente crude neprocesate termic, pentru că aceste bacterii și virus din microbiom mor la temperaturi peste 45-70 de grade Celsius în funcție de specie. Așadar, din alimentele pregătite pe foc sau pasteurizate nu veți acumula bacterii noi necesare microbiomului. O parte din bacteriile care alcătuiesc microbiomul le avem încă din copilărie, când eram mici și umblam cu mâinile pe pământ afară și apoi le puneam în gură. Există și niște mici paraziți numiți helminiți pe care copiii ajung să-i colecteze prin această metodă și care au un rol important în dezvoltarea unui sistem imunitar puternic și sănătos. Acum gândiți-vă că faceți un tratament cu antibiotice farmaceutice sintetice și distrugeți milioane de astfel de bacterii acumulate în zeci și zeci de ani, iar doctorul
vă dă să luați în paralel cu tratamentul antibiotic și probiotice. În general, aceste pastile conțin 30 tipuri de bacterii diferite, precum Acidophilus, Bifidus, Lactobacillus, Plantarum, Bulgaricus și Thermophilus, dar gândiți-vă că până în prezent s-au descoperit aproximativ 400-500 de specii diferite de microorganisme care alcătuiesc microbiomul uman. Și anual se descopere noi și noi bacterii de care nu s-a știut nimic până în prezent. Iar atunci când facem un tratament antibiotic, noi decimăm sute de specii și ulterior contribuim cu probiotice care conțin în general 30 tipuri de bacterii diferite. Mai mult, este atât de ridicol și neștiințific felul în care acestea se administrează. Majoritatea doctorilor recomandă administrarea de probiotice concomitent cu tratamentul antibiotic, astfel încât antibioticul să nu decimeze doar bacteriile din microbiom, ci și cele din suplimentele luate cu antibiotic. Provoc pe orice om care iubește biologia să pună amoxicilină pe un sample de probiotice sub microscop și să constate că aceste bacterii vor muri relativ rapid. Tratamentul cu probiotice ar trebui făcut după 24 de ore de la încheierea tratamentului antibiotic, astfel încât aceste bacterii să supraviețuiască și să se dezvolte în intestine. Eu personal nu folosesc antibiotice sintetice, ci strict antibiotice naturale, precum usturoiul, ghimbirul, echinacea, turmericul, oregano, scorțișoara. Acestea nu doar că nu distrug microbiomul precum fac antibioticele farmaceutice, ci dimpotrivă, sunt benefice în dezvoltarea bacteriilor bune din intestine. Nu vreau să spun că nu există și nu pot să apară situații în care utilizarea tratamentului antibiotic este inevitabilă și urgent necesară. Mi-am tratat un absces dentar cu usturoi, folosind o cantitate mai mare de usturoi, echivalentă ca potențial antibiotic cu tratamentul cu amoxicilină. Cu toate acestea, am avut o situație când fetița noastră, din cauza streptococului, în doar două zile a ajuns într-o stare în care nu mai putea să umble, iar utilizarea unor antibiotice puternice a devenit imperios necesară, deoarece acest streptococ putea să afecteze mușchiul inimii. Cu toate acestea, în cele mai multe cazuri, oamenii abuzează de antibiotice fără să se gândească la riscurile pe care le implică utilizarea lor ulterior. Un alt aspect important pentru menținerea unui microbiom sănătos sunt exercițiile fizice regulate și gestionarea stresului atunci când suntem stresați. Nivelul ridicat de cortizol poate afecta microbiomul în mod negativ. În concluzie, microbiomul este o lume fascinantă și complexă, iar cercetările continuă să dezvolte tot mai multe despre această minunată comunitate de microorganisme care trăiesc în corpul nostru. Prin alegeri inteligente privind dieta și stilul de viață, putem îmbunătăți acest ecosistem având un impact direct asupra sănătății noastre generale. Haideți acum să recapitulăm pe scurt lucrurile care contribuie la dezvoltarea unui microbiom sănătos. Și acestea sunt: fibrele provenite din fructe, legume, cereale integrale, semințe, nuci, care sunt digerate de către bacteriile din intestin și care contribuie la creșterea bacteriilor benefice. Probioticele din alimentele fermentate, cum ar fi iaurtul, chefirul, varza murată, kimchi, care conțin bacterii benefice și ajută la menținerea unui echilibru sănătos al microbiomului. Consumul de prebiotice naturale, cum ar fi usturoiul, ceapa, bananele, sparanghelul și ciupercile, care servesc drept hrană pentru bacteriile benefice din intestin și care contribuie astfel la creșterea acestora. Fructele de pădure, ciocolata neagră, ceaiul verde conțin polifenoli, compuși care pot promova creșterea bacteriilor benefice din intestin. Peștele gras, cum ar fi somonul, sardinele și semințele de in, sunt surse bune de acizi grași omega-3 care au beneficii pentru sănătatea microbiomului. Reducerea consumului de zahăr și carbohidrați procesați ajută la menținerea echilibrului sănătos în microbiom, deoarece aceste substanțe pot favoriza creșterea bacteriilor dăunătoare. Mâncați mai multe alimente de origine vegetală și mai puține produse de origine animală. Mai multe alimente de origine vegetală pot furniza mai multă fibră, fitochimicale și antioxidanți care pot beneficia microbiomul intestinal. Produsele de origine animală pot furniza mai multă colină, carnitină și grăsimi saturate care pot dăuna microbiomului intestinal, producând metaboliți nocivi, precum trimetilamina N-oxid, care este asociată cu bolile cardiovasculare. Consumați mai mult amidon rezistent. Amidonul rezistent este un tip de amidon care rezistă digestiei în intestinul subțire și ajunge în intestinul gros, unde este fermentat de bacteriile intestinale.
Acesta poate îmbunătăți microbiomul intestinal prin creșterea producției de acizi grași cu lanț scurt, îmbunătățind absorpția mineralelor și ducând la reducerea inflamației. Un exemplu de astfel de amidon se poate obține prin fierberea și răcirea cartofilor. Atunci când aceștia sunt gătiți și apoi sunt răciți, structura chimică a amidonului se schimbă și devine mai rezistentă la digestie. Acesta face ca amidonul să funcționeze ca o fibră alimentară în intestinul gros, fiind fermentată de aceste bacterii intestinale. Consumul de alimente la intervale regulate poate ajuta la menținerea unui ritm circadian sănătos al microbiomului intestinal, care va fi sincronizat cu ceasul biologic al corpului nostru. Perturbarea acestui ritm poate afecta compoziția și funcția acestuia. Reducerea la doar 2 mese pe zi, separate între ele cu un interval de 8 ore, este ideală pentru sănătatea microbiomului și a întregului organism. Prin înțelegerea și respectarea microbiomului nostru intestinal, devenim arhitecții propriei noastre stări de bine. Prin alegerile conștiente, cultivăm un ecosistem intern mai sănătos și mai bine interconectat, asigurând un viitor mai sănătos pentru noi înșine. Continuați să explorați, să învățați și amintiți-vă! Corpul vostru este un univers incredibil care așteaptă să fie descoperit. Mulțumesc că ați fost alături de mine, nu uitați să dați un like și să vă abonați în cazul în care nu sunteți încă abonați la acest canal și astfel să devenim o comunitate mai mare de oameni pasionați de sănătate și prin comentarii ne putem încuraja unii pe alții și să împărtășim experiențe personale și metode naturale care ne-au ajutat să ne restabilim sănătatea. Vă salut cu respect, pe curând!